Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în incinta Deva Mall, Saldor, unde se desfășoară o nouă ediție a concursului de cultură generală Citești și câștigi. Concursul este organizat de Biblioteca Județeană Ovidensușanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Avem alături de noi postul de televiziune Hunedoara TV, care va transmite toate confruntările din cadrul concursului. Pentru că este un concurs, avem și premii. Astfel, pentru locul 1, 8 biciclete, locul 2, 8 tablete, locul 3, 8 telefoane mobile cu cartele. La acestea se adaugă cărți, diplome, trofee și premii surpriză, care vor fi atribuite elevilor participanți prin tragere la sorți chiar în ziua finalei. Acordarea acestor atractive premii este posibilă datorită sponsorilor și anume Carpat Cement Holding SA, Complexul Deva Mall, Fundația Mereu Aproape, Toptec Deva, Vodafone. Excelenta sonorizare este asigurată de domnul Ovidiu Miheț. Astăzi sunt ultimele două confruntări din cadrul sferturilor, iar la final vom afla echipele care vor merge mai departe în semifinale. Echipele care vor intra astăzi în concurs sunt Colegiul Național Decebal din Deva și Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani. Echipa Colegiului Național Decebal din Deva este coordonată de domnul profesor Filip Denisiu, iar pe membrii echipei îi invit să se prezinte, începând cu liderul. Mă numesc Andrei și sunt în clasa 11. Mă numesc Rare și sunt pe clasa 11. Mă numesc Miruna și sunt în clasa 10. Mă numesc Ruxandra și sunt în clasa 9. Mă numesc Andreea și sunt elevă în clasa 11. Echipa de la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani este coordonată de doamna profesoară Ana Maria Lazar, iar pe membrii echipei invit să se prezinte, începând cu liderul. Istrate Dragoș. Bani Tremos. Badeana Maria. Berinda Sergiu. Și Sorbu Claudiu. Juriul care va urmări ca întregul concurs să se desfășoare în condiții optime este format din managerul Bibliotecii Județene Hunedoara Deva, Bara Ioan Sebastian, Luminița Vulcan, șef serviciu relații cu publicul, Carmen Drăgoi, bibliotecar, Camelia Mestecănean, bibliotecar, Diana Ferenț, bibliotecar, și domnul Oprean Daniel, analist programator. Înainte de a trece la desfășurarea concursului, țin să vă reamintesc regulamentul. Avem 5 domenii ale cunoașterii: știință, artă, sport, literatură, geografie și istorie. În cadrul fiecărui domeniu există 6 teme, din care voi puteți alege doar 4 teme. Din fiecare temă se vor adresa 2 întrebări, astfel încât pe întreaga competiție veți răspunde la 40 de întrebări. Se vor adresa întrebări cu 4 variante de răspuns, din care doar o variantă este corectă și întrebări cu răspuns adevărat fals. Întrebările și variantele de răspuns vor fi afișate pe ecranul de proiecție, iar pentru ambele echipe, liderul de grup va nota răspunsul, litera care precede varianta, cât și răspunsul pe tăbliță, iar la expirarea timpului, la semnalul meu, va arăta răspunsul. Timpul alocat unei întrebări și răspunsul este de 1 minut. Un răspuns corect înseamnă 1 punct. Echipa cu cele mai multe răspunsuri corecte va fi declarată câștigătoarea confruntării. În clasamentul general, pentru fiecare dispută câștigată se vor acorda 3 puncte, echipele aflate la egalitate vor primi 1 punct, iar echipa care va pierde nu va fi punctată. Pe parcursul competiției veți putea utiliza o rezervă dintre membrii echipei, cu condiția ca liderul de grup să anunțe schimbarea imediat după alegerea temei și înainte de citirea întrebării. Rezerva va rămâne în competiție până la sfârșitul ei. Și acum să vedem echipa care va alege prima temă și domeniu. Invit pe liderii de grup să vină în față.
Biletul numărul 1, deci echipa care va începe concursul, Colegiul Național Dece Valdindeva, multă baftă. Să începem. Ce temă, ce domeniu veți alege? Geografie. Geografie. Capitalele lumii. Capitalele lumii. Să vedem prima întrebare. Capitala și cel mai mare oraș al statului Mali este A. Georgetown, B. Clarencetown, C. Nassau, D. Bamako. Timpul a expirat, să vedem ce variantă ați ales. Ambele echipe spun de Bamako, iar răspunsul corect este, într-adevăr, Bamako este capitala statului Mali. Bamako înseamnă râul crocodililor, iar capitala se află situată pe râul Niger. Să vedem și întrebarea cu numărul 2. Kingstown este capitala statului. A. Gabon, B. Jamaica, C. Eritrea, D. Madagascar. Vedem răspunsurile voastre. Ambele echipe spun B. Jamaica, varianta corectă fiind, într-adevăr, B. Jamaica. Colegiul Național de Informatică, vă rog să alegeți un domeniu. Istorie. Istorie și o temă. Pe câmpul de luptă, primul și al doilea război mondial. Prima întrebare. Operațiunea Weserbund, manevrele de pe râul Weser, a reprezentat numele de cod al asaltului Germaniei naziste asupra A. Danemarcei și Norvegiei, B. URSS-ului, C. Finlandei, D. Suediei. Vedem ce ați ales. Ambele echipe au aceeași variantă, A, Danemarca și Norvegia, iar varianta corectă este într-adevăr A. Fiecare primiți câte un punct. Să trecem la întrebarea cu numărul 2. Una din cele mai eroice acțiuni de luptă ale armatei române din timpul primului război mondial a avut loc pe data de 28 noiembrie 1916 în județul Telorman și a rămas cunoscută în istorie sub numele de Șarja de la A. Prunaru, B. Drăgănești, C.
C. Zimnicea. D. Giurgiu. Timpul a expirat. Colegiul Național de Informatică spune B, Drăgănești. Colegiul Național de Cebal spune C, Zimnicea. Răspunsul corect este A, Prunarul. Șarja de la Prunarul. Așa, dar nu primiți niciun punct. Colegiul Național de Cebal, vă rog să alegeți domeniul. Științe. Științe. Și tema? Elemente și substanțe chimice. Elemente și substanțe chimice, prima întrebare. Care este cel mai ușor element chimic? A. Hidrogen. B. Heliu. C. Litiu. D. Beriliu. Răspunsurile voastre. Colegiul Național de Informatică spune B, Heliu, iar Colegiul Național de Cebal spune A, Hidrogen. Răspunsul corect este A, Hidrogenul. Este cel mai ușor element chimic. Să trecem la întrebarea 2. Radiocarbonul se folosește la determinarea vârstei unui obiect arheologic de origini biologice. A. Adevărat. B. Fals. Să arătați răspunsurile. Ambele echipe. A. Adevărat. Iar varianta corectă este adevăr. Adevărat. Un punct primește, câte un punct primește fiecare echipă. Colegiul Național de Informatică, vă rog să alegeți domeniul. Istorie. Istorie. Mari lideri militari. Mari lideri militari. Prima întrebare. Amiralul american Chester William Nimitz a planificat, coordonat și executat operațiunile care au dus la înfrângerea marinei imperiale japoneze din Oceanul Atlantic. A. Adevărat. B. Fals. Thank you.
vedem ce variantă ați ales. Colegiul Național de Informatică spune A, adevărat, iar Colegiul Național de ceva spune B, fals. Enunțul este fals. Era de fapt adevărat până la oceanul, nu era Atlantic, ci era Pacific. Da? Așadar, doar decebalul primește un punct. Să vedem următoarea întrebare. Cine a fost comandantul armatei italiene care a organizat Cămășile Roșii, un corp de voluntari care în 1861 a ocupat orașul Neapole? A. Benito Mussolini, C. Giuseppe Garibaldi, C. Victor Emanuel, D. Giovanni Battista Castaldo. Să vedem, vă rog, ce variantă ați ales. Colegiul Național de Informatică, Carmen Silva, spune B, Giuseppe Garibaldi, iar Colegiul Național de ceva spune A, Benito Mussolini. Iar răspunsul corect este Giuseppe Garibaldi. Nu cred că Mussolini era născut în 1861. Așadar, mai recuperați. Să vedem, Colegiul Național de ceva, ce domeniu și temă alegeți. Literatură. Literatură. Viața și opera lui Caragiale. Să vedem prima întrebare. Unde dorește să meargă Zița din O noapte furtunoasă pentru a-l vedea pe Rică Venturiano? A. La Union, B. La Pension, C. La Talion, D. Acasă la sora ei. Ce răspunsuri ați ales? Colegiul Național de ceva spune A, la Union, iar Colegiul Național de Informatică spune de acasă la sora ei. Varianta corectă este A, la Union. Așadar, un punct pentru Colegiul Național de ceva și mai avem o întrebare. Ce personaj din comedia O scrisoare pierdută reprezintă tipul slugarnicului? A. Nae Ipingescu, B. Tache Farfuridi, C. Agamemnon Dandanache, D. Ghiță Pristanda. Și variantele pe care le-ați ales. Ambele echipe spun D, Ghiță Pristanda, iar varianta corectă este într-adevăr, Ghiță Pristanda era tipul slugarnicului din O scrisoare pierdută. Colegiul Național de Informatică Carmen Silva. Artă Sport. Artă Sport. Fotbal și fotbaliști. Fotbal și fotbaliști. Prima întrebare.
Cine sunt jucătorii care au marcat în finala Cupei Campionilor Europeni din anul 1986? A. Gabi Balin și Marius Lăcătuș. B. Marius Lăcătuș și Gheorghe Hagi. C. Gheorghe Hagi și Gabi Balin. D. Victor Pițurcă și Anghel Iordănescu. Răspunsurile, vă rog. Ambele echipe aleg varianta A, Gabi Balin și Marius Lăcătuș. Iar varianta corectă este A, într-adevăr. Deci fiecare primește un punct și mai avem o întrebare la fotbal și fotbaliști, să vedem. La ce echipă nu a jucat Gheorghe Popescu? A, Dinamo. B, Universitatea Craiova. C, Barcelona. D, Brescia. Să vedem ce ați ales. Ambele echipe spun A, Dinamo, iar varianta corectă este D, Brescia. Așadar, nu primiți niciun punct. Colegiul Național de Cebal, vă rog să alegeți un domeniu. Istorie. Istorie și... Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Prima întrebare. Ștefan cel Mare a murit pe câmpul de luptă. A. Adevărat. B. Fals. Să vedem variantele voastre. Ambele echipe spun B, fals. Iar varianta corectă este B, fals. Într-adevăr, nu a murit pe câmpul de luptă. A fost rănit pe câmpul de luptă. O rană care nu i s-a închis foarte mulți ani, supărea și de gută. Fiecare aveți un punct. Să trecem la a doua întrebare. Care dintre domnitorii țării românești era înrudit Ștefan cel Mare? A. Vlad Țepeș. B. Iancu de Hunedoara. C. Constantin Brâncoveanu. D. Dimitrie Cantemir.
Să vedem ce ați ales. Ah, spun ambele echipe, Vlad Țepeș. Iar varianta corectă este, într-adevăr, Vlad Țepeș. Fiecare primește un punct. Scorul este de 11 răspunsuri corecte pentru Colegiul Național Decebal, la 9 răspunsuri pentru Colegiul Național de Informatică Carmen Silva, care și alege domeniul. Istorie. Istorie. Și tema. Mitologie greacă și romană. Să vedem prima întrebare. Cum se numea prima navă a grecilor construită cu ajutorul Atenei, cu care Iason și echipajul său de eroi au plecat să aducă lâna de aur din Colchida? A. Tesalia, B. Argo, C. Calypso, D. Speranța. Răspunsurile voastre. Colegiul Național de Informatică Carmen Silva spune A. Tesalia, iar Colegiul Național de Decebal spune B. Argo. Varianta corectă fiind B. Argo. Echipajul de eroi al lui Iason se numeau Argonauți, iar nava a fost construită de Argus, de numele și numele de Argo. Argo, Argonauți. A doua întrebare. Nereidele sunt nimfe ale A. Pădurilor, B. Apelor, C. Munților, D. Florilor. Să vedem răspunsurile voastre. Colegiul Național de Informatică spune A. Pădurilor, iar Colegiul Național de Decebal B. Apelor. Varianta corectă fiind B. Apelor. Nereidele sunt nimfe ale apelor. Colegiul Național de Decebal, domeniul? Științe. Științe. Și tema? Anatomie umană. Prima întrebare de la anatomie umană. Cine răspunde de echilibrul organismului? A. Urechea internă, B. Urechea medie, C. Urechea externă, D. Ochiul. Timpul a expirat și răspunsurile voastre sunt A. Urechea internă pentru ambele echipe. Corect este, într-adevăr, A. Urechea internă. Fiecare primiți punctul. Iar întrebarea cu numărul 2. Tiroida este cea mai mare glandă endocrină din corp. A. Adevărat. B. Fals.
Să vedem și variantele voastre. Ambele echipe spun A, adevărat, iar varianta corectă este, într-adevăr, adevărat. Tiroida este cea mai mare glandă endocrină din corp. Fiecare primiți câte un punct, iar cei care vor alege domeniul și tema sunt Colegiul Național de Informatică. Artă sport. Artă sport. Muzică rock. Să vedem. Muzică rock. Prima întrebare. Led Zeppelin este o trupă ce a luat naștere din cenușa unei alte formații rock. Care este aceasta? A. The Goo Goo Dolls. B. The Yardbirds. C. The Beatles. D. The Who. Să vedem ce ați ales. Ambele echipe spun B, The Yardbirds, iar răspunsul corect este B. Într-adevăr, felicitări. Fiecare primiți câte un punct. Să vedem și întrebarea a doua. Melodia Shine On You Crazy Diamond aparține formației A, Genesis, B, The Beatles, C, Pink Floyd, D, Deep Purple. Răspunsurile voastre sunt Colegiul Național de Informatică spune C, Pink Floyd, iar Colegiul Național de Cebat spune D, Deep Purple, iar răspunsul este C, Pink Floyd. Așadar, doar Colegiul Național de Informatică primește un punct. Am parcurs deja 20 de întrebări din acest concurs, care este organizat de Biblioteca Județeană Ovidensu-Șanu-Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Județean al Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara. Cei care vor alege domeniu sunt Colegiul Național de Cebal. Domeniul. Geografie. Geografie. Recorduri geografice. Să vedem prima întrebare de la Recorduri geografice. Care este cea mai mare peninsulă a lumii? A. Peninsula Labrador, B. Peninsula Arabică, C. Peninsula Yucatan, D. Peninsula Kamchatka. Răspunsurile voastre sunt Colegiul Național de Informatică spune B, Peninsula Arabică, iar Colegiul Național de Cebal spune A, Peninsula Labrador, iar varianta corectă este B, Peninsula Arabică. Așadar, un punct pentru
Colegiul Național de Informatică Carmen Silva și mai avem încă o întrebare la record geografice. Lacul navigabil, aflat la cea mai mare altitudine, este A. Lacul Titicaca, B. Lacul Saiful Muluc, C. Laguna Colorada, D. Lacul Roșu. A inspirat, iar răspunsurile voastre, ambele echipe spun A, lacul Titicaca. Varianta corectă este A. Așadar, primiți câte un punct fiecare. Colegiul Național de Informatică, vă rog domeniul și tema. Literatură. Literatură. Personaje din opere literare. Să vedem prima întrebare. Dorim să facem o schimbare. Doriți să faceți o schimbare? Da. O schimbăm pe eleva Miruna Vasiu cu Miruna, cu eleva Maria Trifon. Vă rog. Să trecem la prima întrebare de la personaje din opere literare. Cine este burghezul rafinat din romanul Enigma Otiliei? A. Leonida Pascalopol, B. Titi Tulea, C. Stănică Rațiu, D. Felix Sima. Să vedem ce variantă ați ales. Ambele echipe spun A, Leonida Pascalopol, iar varianta corectă este A. Întrebarea cu numărul 2. Care dintre următoarele personaje nu formează un cuplu de îndrăgostiți? A, Felix și Otilia, B, Alan și mai trei, C. Veta și Chiriac, D. Ion și Ana. Răspunsurile voastre sunt ce? Veta și Chiriac, dar întrebarea era care din următoarele personaje nu formează un cuplu de îndrăgostiți, iar varianta corectă este Ion și Ana. Nu erau îndrăgostiți. Așadar, nu primiți niciun punct. Colegiul Național Decebal. Artă-sport. Artă-sport. Monumente din județul Hunedoara. Monumente din județul Hunedoara. Prima întrebare.
Sub ce nume mai este cunoscut castelul Magna Curia din Deva? A. Castelul Bethlen. B. Castelul Basta. C. Castelul Corvineștilor. D. Castelul Bocioi. Timpul a expirat, iar răspunsul Colegiul Național de Informatică spune B, Castelul Basta, iar Colegiul Național de Cebal A, Castelul Bethlen, iar răspunsul corect este A, Castelul Bethlen. Întrebarea cu numărul 2. Castelul Candlefy din Sfântă Mărie Orlea a fost construit în secolul A al 15-lea, B al 18-lea, C al 14-lea, D al 16-lea. Să vedem ce variantă ați ales. Colegiul Național de Informatică Carmen Silva spune C al 14-lea, iar Colegiul Național de Cebal spune tot al 14-lea. Era mult mai târziu construit, varianta corectă fiind secolul 18, adică 1782. Atunci a fost construit de această familie de nobili care avea nevoie de o reședință în țara Hațegului. Colegiul Național de Informatică Carmen Silva. Literatură. Literatură. Și tema? Basmele copilăriei. Să vedem prima întrebare de la Basmele copilăriei. Motanul încălțat este un basm scris de Charles Perrault. A. Adevărat. B. Fals. Răspunsurile voastre. Colegiul Național de Informatică spune B, fals, iar Colegiul Național de Cebal A, adevărat, varianta corectă fiind A, adevărat. Așadar, Colegiul Național de Cebal are 20 de răspunsuri corecte, față de 16 răspunsuri corecte pentru Colegiul Național de Informatică Carmen Silva și mai avem o întrebare la această temă. Cu ajutorul cui reușește prâslea să părăsească celălalt tărâm? A. Zgripsoroaicei. B. Zmeului. C. Sfintei Duminici. D. Fraților săi. Thank you.
vedem ce ați ales. Ambele echipe aleg varianta A, care este și varianta corectă. Așadar, fiecare primește câte un punct. Cei care vor alege domeniul, Colegiul Național de Cebal. Artă-sport. Artă-sport. George Enescu. George Enescu. Prima întrebare. George Enescu își va continua studiile în anul 1895 la Conservatorul din A. Viena, B. București, C. Praga, D. Paris. Răspunsurile voastre. Colegiul Național de Informatică Carmen Silva spune de Paris, iar Colegiul Național de Cebal a Viena, varianta corectă fiind Parisul. Își începe studiile la Viena, dar le continuă în 1895 la Paris. Întrebarea cu numărul 2. Care membru al familiei regale a României l-a admirat și l-a susținut pe George Enescu? A. Regele Ferdinand, B. Regina Elena, C. Regina Elisabeta, D. Regele Carol I. Răspunsurile voastre, vă rog. Colegiul Național de Informatică spune de Regele Carol I, iar Colegiul Național de Cebal, C. Regina Elisabeta, varianta corectă fiind C. Regina Elisabeta. Cei care vor alege domeniul sunt Colegiul Național de Informatică Carmen Silva. Literatură. Literatură. Literatura fantasy. Literatura fantasy. Prima întrebare. Personajele Celeborn, Galadriel și Elrond din trilogia Stăpânul Inelelor sunt A. Elfi, B. Oameni, C. Hobbiți, D. Orci. Variantele pe care le-ați ales. Ambele echipe aleg varianta A, elfi, iar varianta corectă este într-adevăr A. Așadar, primiți un punct. Să vedem întrebarea 2. Cine nu a avut în stăpânire inelele puterii de-a lungul vremii? A. Oamenii, B. Orcii, C. Elfii, D. Gnomii. Thank you.
a expirat, iar Colegiul Național de Informatică Carmen Silva spune B, orci, la fel și Colegiul Național de Cebal, iar varianta corectă este într-adevăr B. 24-20 este scorul și cei care aleg domeniul, Colegiul Național de Cebal, Științe. Științe. Flora și fauna României. Flora și fauna României. Prima întrebare. 40% din totalul populației de urși din Uniunea Europeană se găsește în România. A. Adevărat. B. Fals. Variantele, Colegiul Național de Informatică Carmen Silva spune A, adevărat, aceeași variantă este aleasă și de Colegiul Național de Cebal, iar varianta corectă este adevărat. Așadar, primiți câte un punct, să vedem întrebarea 2. Care dintre următoarele mamifere s-a regăsit în fauna recentă de pe litoralul românesc? A. Cașalotul, B. Morsa, C. Foca, D. Pinguinul. Răspunsurile voastre. Ambele echipe spun C, Foca, iar varianta corectă este Foca. Într-adevăr, primiți câte un punct. Colegiul Național de Informatică, vă rog domeniul, doar geografie și științe, mai... Geografie. Geografie și tema? Județe și localități din România. Să vedem prima întrebare. Hermannstadt este denumirea în germană a orașului Brașov. A. Adevărat. B. Fals. Ce ați ales? Ambele echipe spun B, fals. Varianta corectă este fals. Într-adevăr, numele orașului Brașov este Kronstadt. Întrebarea cu numărul 2. Cărui județ îi aparține stațiunea Băile Herculane? A. Caraș-Severin, B. Timiș, C. Mehedinț, D. Hunedoara. Thank you.
Răspunsurile voastre. Ambele echipe spun A, Caraș-Severin. Varianta corectă este, într-adevăr, Caraș-Severin. Fiecare primește un punct. Colegiul Național de Cebal, domeniul? Geografie. Geografie. Județul Hunedoara. Județul Hunedoara, prima întrebare. În cuprinsul Parcului Național Retezat, rezervația biosferei, sunt localizate trei rezervații naturale. Rezervația științifică Gemenele, peștera cu corali și peștera Zeicului. A. Adevărat. B. Fals. Să vedem răspunsurile. Colegiul Național de Informatică spune A, adevărat, iar Colegiul Național de Cebal B, fals. Varianta corectă fiind A, adevărat. Așadar, un punct pentru Colegiul Național de Informatică. Iar întrebarea numărul 2 este: dealul cetății Deva constituie una din culmile exterioare ale munților Retezat. A, adevărat. B, fals. Ambele echipe aleg varianta B, fals, iar varianta corectă este, într-adevăr, B, fals. Așadar, primiți câte un punct. Colegiul Național de Informatică, ultima alegere din acest concurs, mai avem doar științe. Tema pe care o alegeți este? Mijloace de transport. Mijloace de transport. Prima întrebare. Ce automobil s-a fabricat la Craiova în 1981 sub licență Citroën? A. Dacia, B. Allseat, C. Aro, D. Lăstun. Să vedem ce ați ales. Colegiul Național de Informatică spune C, Aro, iar Colegiul Național de Cebal spune B, Allseat. Varianta corectă este Allseat-ul. Allseat-ul era fabricat la Craiova. Și mai avem o întrebare în acest concurs. Spirit of St. Louis este numele unui A, tren, B, avion, C, transatlantic, D, automobil. Thank you.
vedem ce ați ales. Ambele echipe spun ce transatlantic, chiar răspunsul este greșit. Era un avion care acum 88 de ani, adică pe 20-21 mai, a fost condus de Charles Lindbergh, cel care a făcut primul zbor peste Atlantic fără escală, timp de 33 de ore, iar avionul lui se numea Spirit of St. Louis. Așadar am ajuns la finalul acestei competiții. Scorul este de 30-26, 30 de puncte pentru Colegiul Național de Cepal, care merge mai departe în semifinale, de pe primul loc, cu 6 puncte. A doua echipă care se califică din grupa A este Liceul Teoretic Mircea Eliade, cu 3 puncte. Vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe cei de la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva, pentru că au venit până la Deva, deși erau accidentați. Se urez la Dragoș la mulți ani. Așa. Și de asemenea să mulțumesc sponsorilor concursului nostru, Carpat Cement Holding SA, Complexul Deva Mall, Fundația Mereu Aproape, TopTech Deva, Vodafone și dumneavoastră, și vă așteptăm la următoarea confruntare care va avea loc la ora 15 între Colegiul Național Ice Brătianu și Colegiul Național Avram Iancu. Vă mulțumim!